Din punctul meu de vedere, la fel, nu mă interesează cine a fost prins sau cum, trebuie să exclugi din viața sportivă. N-ai voie să faci așa ceva, nu ai voie să distrugi competiția, nu ai voie să distrugi visul coechipierilor tăi. Nu există pentru mine așa ceva. Și voi știți că de-a lungul anilor am fost acuzată că fac parte din mafia pariurilor. Cred că sunt singur om din România care a spus ok, facem test la detectorul de minciuni. Eu, împotriva fotbalului românesc, tot ce înseamnă conducători, jucători. Păi există la nivel mondial. De asta fotbalul este distrus. Cazuri mai există despre care noi nu știm. Asta vă spun. Nu există așa ceva, nu trebuie iertat așa ceva, nu există pe pământ ca un fotbalist sau un sportiv să joace la pariuri și vedeți că peste tot unde au fost prinși au fost pedepsiți, n-a contat numele. Îmi pare foarte rău că este Drăgușin în situația asta pentru că este speranța echipei naționale, dar, repet, pentru mine este de neconceput. Dar el dacă doar a împrumutat bani cuiva și nu știa despre creste așa ceva? Dar nici nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc, nu știu. Știi cum e asta? Tu mi-ai cerut mie niște bani, dar te-au prins că ai luat droguri și eu nu știam. Poate nu știa nici el, nu știu, dar când ești implicat în discuții de genul ăsta e foarte greu, foarte greu și mai ales la nivelul ăsta.